este lesne de înțeles. Avem aici un tatame, un spațiu de luptă, într-adevăr improvizat, dar este bun cât să-l chinuim pe al nostru și va trebui să răspundă la niște întrebări. Aplauze! E nevoie! Ca să folosesc vorbele lui Bogdan, tânărul și bătrânul, ca așa mi-ai zis. Bă, de unde le scoate munca, bă, gura voastră? Sunteți gata, domnilor? Nu. 3, 2, 1, fight! Nici măcar nu te-a considerat demn să bată pumnul. Am dat mâna! Nu. Pumnul. Cum adică? S-a întins pumnul. Mamă! A doua oară. E a doua oară. E a doua oară. Nu e, e și lipsă de respect. Cred nu vreau să insist. Cred că mi-am mutat acolo. Salut! Ce fac? Hai că vă cu întrebările! Aoleu, ce greu e! Zii! Zii întrebarea! În ce țară ați fost descoperit cartoful? De unde să știu ce America! Italia, Italia, Germania, România, Anglia, Franța! Peru! Peru! Ce popor a descoperit cartoful în Peru? Peroezi ăia, peroezi, cum le zice? Oamenii din Peru! Peruinții! Hai să exploratorii spanioli, să știi! Păi ce căută, măi, am trebuit? Explorau! Câte grade are un unghi drept? 90! Foarte bine! Unde fugi, mă? Unde fugi, mă? Cine a scris poezia Ce te lege? Cine a scris poezia Ce te lege? Ce te lege în codurile... Eminescu! Să strâng ăsta, că vin... Cine a scris-o? Eminescu! Cum îl cheamă pe partenerul lui Daisy? Cine, mă, Daisy? Nu știu! Deci uite că e greu de întrebi! Andrei! Donald Duck! Donald Duck! Așa! Cine a inventat televizorul? William Televizor! A fost bună, bă! Paul Nipco! Cine? Paul Nipco, Nipco! Îi rup gura dacă-l prind! Cum se numesc degetele de la picior ieșite prin șosetă? Nesimțire! Nu! Sărăcie, șosete rupte! Nu! Cartof, mă! O să cred că eu vă tăie pentru așa ceva. Stop! Nu, drăcea, vină la emisiunea asta, că-i cu impro, râdem, să vezi ce frumos. Trebuie să stai pe scaune, zici cuvinte. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim pentru această probă, în primul rând, lui Cătălin Smărândescu. Bravo, Cătă! Da, mă, nu te-a apucat de el! Ce, mamă? Da, unde ce rău e? Ce să facem? Și o puneți la edit? O puneți la edit, vai, și vedeți noastră. Bun a fost asta!